Eu sunt corpul mânuței din familia Adams. Hai să-i spunem Mortișa. Este gata Pergolicescu, știi? Problema este că LED-urile trebuie să fie ca cel de aici, da? Ca să o vedeți cât de frumoasă este. Toată apa se strânge sub masa asta. Am luat deja măsurătorile. Cât de frumos se vadă când vine și ușa. O rază de soare. Cu bună dimineața. Uite așa, mă pregătise Ana pentru începutul ăsta de vlog. Zic, băi, stai mă puțin, ia prosopoiul de aici să ne vedem și noi în toată splendoarea. Suntem la costum, dar deocamdată nu vedeți costumul, dar știu, nu aveți o problemă cu ochii, pur și simplu. Ana mi-a zis, dezbracă-te ca să pot să nu-ți murdăresc hainele pentru machiajul de Halloween cam fiecare an. Mulțumim, Ana, ai încucută, Gionuțule, așa o găsiți și pe Instagram și pe peste tot, pentru că brandul ei, de fapt, numele ei este deja un brand, iar brandul ei este extrem de cunoscut în România. Sunt extrem de mândru de ea, de la un an la altul crește din ce în ce mai mult, ceea ce înseamnă că, așa cum vorbeam înainte să filmăm Gionuțule, se străduiește, muncește. Și ca să facem și o mică paranteză pe care am făcut-o și noi înainte, a munci nu înseamnă numai să muncești zilnic și silnic, trebuie la un moment dat să îți dorești să și scalezi, da? Și cum spuneam, dacă presupunem că dai la târnăcop de dimineața până seara o săptămână, două, trei, o lună, două, trei, un an, este bine să te gândești în acest timp ce faci, cum faci, să agonisești un pic ca să poți... Anul următor este Edi care vine de la mașină, Gionuțule, să nu mai face același lucru și să scalezi un pic. Ana M. Cucută, anul acesta are iarăși o temă extrem de grea, cam fiecare an. Totul începe când intrăm pe ușă și spunem, nu prea știm ce să facem anul ăsta, dar de fiecare dată ne iese frumos pentru că Ana este extrem de talentată. Este nemachiată, fraților, și se văita înainte să începem filmarea, am spus, nici că se poate ceva mai frumos ca un make-up artist să apară nemachiat la cadru, cu curaj și cu încredere în sine, pentru că arăți genial, stai liniștită. Nu te tripa, ești foarte fresh. Tema de anul acesta, Gionuțule, scornită de Cori. Da, suntem, avem un... Cine s-a pus? Tu ești Cori. Avem un setup aici de nu vă vine să credeți, fraților. Este nebunie, o să mai tracem cadre și din timpul machiajului. Te sună Cristina? N-am spus numele, dacă îl vedeți voi pe ecran, e treaba voastră. Avem ca temă născocit de Cori, după cum vă spuneam. Eu sunt corpul mânuței din familia Adams. De ce? Pentru că probabil era destul de predictable să facem Gomez ca toată lumea. Deși știu, vedeți freza, dar ne-am gândit că poate eu sunt fratele lui Gomez, zice Cori, care ce credeți este de fapt posesorul mâinii care a scăpat de pe corp. S-a întors deodată, all of a sudden, twist, plot twist, s-a întors corpul mâinii, Gionuțule. Iar Ana trebuie să facă acest corp. Ne vom machia doar pe față pentru că sunt la costum, respectăm un pic ideea de styling a filmului și începem să vedem. Eu îmi pun prosopelul cu mințel aici, Gionuțule, avem și lentile, cam fiecare an. Ne preocupăm. Ana, please start. Okay. Oh, Gionuțule, am terminat, am ajuns un fel de bunicul, nu mai sunt fratele lui Hăzujonule, sunt bunicul, pentru că ne-am gândit să facem toată barba albă ca să o anulăm și să avem nebunia asta de mustață continuată de Ana, așa cu cârlionțe aici, avem sânge, am făcut o tăietură dramatică la gât pentru că nouă ne place treaba însângerată, mi se pare că asta face situaționul mult mai dramatic, avem o mână aici care pleacă de nimic, plutește, pe asta am avut ideea să o îngropăm într-o mănușă chirurgicală neagră de-a dreptul ca să încerc să o ascund cât mai mult să pară de mână, suntem bine, avem și mânuțe, suntem și de Ting, și de bunicul, și de Hăzjonule și mai avem o surpriză pentru voi. Filmăm cu Rolls-ul, ăla vechi și nebun și frumos al lui Andrei Tureanu, Gionuțule, care a zis că ne ajută cu mare, mare drag, dacă țineți minte mașina de la Apex, dacă nu, stați geanul să vedeți un Rolls 100% funcțional de acum 549.000 de ani. Mulțumim, Ana M. Cucută, decolăm, hâță! The next day. Deci, Gionuțule, cu Halloween, fără Halloween, cu machiaj, fără machiaj, suntem pe șantiere, ne place și v-am spus în vlogul cu renovarea casei, Gionuțule, că încercăm să nu cheltuim foarte mulți bani. Așadar, este un revival, un update, un refresh al unei proprietăți vechi de 5 ani de zile, da? Cu o investiție cât mai mică. Vă rog frumos, veniți să vedeți în continuare acestui vlog de Halloween. În primul rând, avem și personajul de Halloween, ca să nu credeți că nu se leagă dublele. Ta-da! L-am tuns pe Mortișa. Hai să-i spunem Mortișa acestui bonsai. Bonsaiul uriaș măslin. Controversat. Mulți îl consideră personaj de Halloween. Eu îl iubesc și mi se pare foarte frumos. De-a stânga noastră tot personaj de Halloween, dar de ce? Aici e viață 100%, așa arată. Aici sărăcuța tequila s-a dus, fraților. De ce? Pentru că este o plantă tropicală și plantele tropicale, din păcate, nu s-au adaptat încă climatului din România, care oricum, având în vedere noua încălzire globală, cu 30 de grade pe 27 octombrie, fraților, să nu credeți că vă mințim, poate peste 10-20 de ani o să ne uităm la vlogurile astea și o să râdem stând la soare de 70 de grade și clocindu-ne. You never know, Doamne ferește, sau Doamne ajută dacă ăla e cursul planetei. Anyways, uitați-vă cât de frumos a tuns Cătălin acest bonsai, bravo lui. Și anyways, este gata Pergolicescu, știu că v-am spus, însă n-am vrut să-l arătăm. De ce? În primul rând pentru că nu este 100% gata, dar aveam acest vlog de Halloween și am spus, bine, hai să completăm cu acest update, îmi sacrific perfecționismul obsesiv de care vă tot vorbeam.
Mai avem așa. Din diferite motive, nu știu unde s-a scurs această informație, nu ne-am înțeles din prima că eu jos după velierul superb pe care îl vedeți acolo, voi vrea Bond gri antracit până în pământ, adică cum să rămână gărduloiul ăla urât pe care știți cât de mult îl uram. Am zis ok, nu mai schimb ceramica pentru că îl acopăr, că altfel schimbam cu siguranță. Cum să vreau să-l văd jos acolo? Uite, cum văd direct cum a sărit kitul, vezi? Bun, deci avem încă un Bond care vine până jos via antracit și cu ocazia asta o acoperă și mini tabloul pe care îl avem acolo de la LED-uri. De ce, fraților? Pentru că asemenea randărilor, dacă vi le amintiți, avem și aceste LED-uri superbe ce vor fi și în balcon când îl vom închide. Numai că vă spuneam în vlogurile de zilele trecute, fraților, că am avut o problemuță cu pergola. Ei bine, a fost. Nu e niciun clickbait că nu mai facem de asta, suntem bătrâni deja. Nu e vina nimănui. Repet, cred că băieții apucaseră să monteze înainte să dea un play la curent, iar situația este aceasta. Și anume, LED-urile sunt superbe. The Metal e la înălțimea aia mare rău de tot din punctul meu de vedere cu această pergolă. Mi-a depășit cu mult așteptările. Sunt terminat după ea, însă problema este că LED-urile trebuie să fie ca cel de aici, da? Adică un alb daylight se numește ăsta. Și au ajuns astea ușor spitalicești albastre. O să vă lăsăm și niște cadre de seară ca să o vedeți cât de frumoasă este și cât de spectaculoasă și câte mood-uri are prin luminile astea, fraților. Și imaginați-vă mood-urile cum vor fi când lumina va fi aia potrivită. Masa aceasta o să vină oricum un picuț mai în față, dar ca idee, ca să vă dați voi seama despre ce este vorba, în loc de acea canapea care este de probă pentru această iarnă, în primul rând vreau să văd și eu cam cât acces au furtunile, ninsorile, ploile la zona de aici de sub extinderea de pergolă, pentru că în primăvară vom lua canapeaua Dubai de la setul Virtuoso și o vom pune în locul acestei canapele și masa asta se poate transforma la orice oră într-o masă tot din aluminiu, cu scaune din aluminiu, probabil tot din gama aceea. De ce? Pentru că dacă nu va face față, a plouat odată de când am închis pergola și am scos astea și să știți că ploaia n-a ajuns nici pe masă, nici pe canapea, nici pe scaune. Însă, din motive de constructor la început de drum, să le numim, avem o pantă la dec și problema e că după ce plouă, toată apa se strânge sub masa asta, care masa asta e din lemn. Dacă îi se umflă piciorul, nu e, n-ar trebui să ne prefacem surprinși. În altă ordine de idei, Jonuțule, ne vom ocupa și de acoperirea acestei pompe de căldură care își face treaba cu brio, pentru că dacă stau să caut acum termometrul, nu stau să-l caut, dar vă spune fratele vostru, apa este clocită. Dacă n-are 28-29 de grade, să mă bați pe mine. De ce? Pentru că pompa e băgată la 30 de grade. Păi de ce sar, dar nu e nimic, wow. Pe bune. Păi afară sunt 30 de grade, aia e setată pe 30 de grade, vă dați seama că acolo sunt 30 de grade. E clocită. Abia aștept să vină, fraților, și Doamne, cât de frumos se vede. Veniți mă să împărtășiți cu mine două unghiuri, că sunt sigur că vedeți spate chiar mai frumos decât mine prin cameră. Cât de frumos se vede în spate cu băița gri frumos, cât de frumos se vadă când vine și ușa gri. L-am tuns și pe ăsta, dar vă spun sincer, ăsta mi se pare doar corectat, nu mi se pare nimic wow, dar cred că nu se tund wow ăștia, nu cred că poți să-i faci bile. Eu am zis bile peste tot, mă așteptam să vină pe aici, numai bile, știi? O să vină tovarășul Cătălin să toaleteze și acești palmieroi mai mari, dar trebuie să-și aducă scara. Și uitați-vă și la acest al doilea unghi, cum se vede pergolicioiul ăsta exact cum ne doream, ba poate chiar mai frumos decât ne doream, pentru că vă spun sincer că în realitate arată un pic mai true decât randarea. Și am luat deja măsurătorile cu băieții ce se vor ocupa, că aici este vorba numai de Bond, deci este lucrarea mea personală. Vom da drumul la balcon peste o săptămână când se întorc câțiva din echipa de muncă din concediu și vom acoperi cu Bond, deci ca să înțelegeți, la un deget deasupra pardoselii din balcon, să evităm orice posibilitate a mizeriucii să urce, să spunem 0,5 cm, dacă mai urcă mizeriuca, plouă, sar stropișorii, zic chiar un deget, poate chiar două degete. Bondul va urca peste buza pardoselii, vine peste sticlă, va îngloba aceste două LED-uri laterale pentru că îmi place foarte mult cum bat noaptea pe palmieri. Plus că să nu uităm, Doamne, pielule! Plus că să nu uităm, nu mie că mă prăfălesc eu, mă, fraților, că eu am rupt picioarele și îmi revin. Mie să nu-l calc pe zăpăcitul ăsta, că oricât de mare și dur e el, 15 kg versus 100, not good. Deci, să nu uităm de ce vrem ăla acolo, pentru că aici sunteți pregătiți sau nu sunteți pregătiți, va veni cel mai mare palmier din curtea Hâț Residence. În simetrie cu ăla, deci o să ne scoatem din colțul ăsta al balconului exact cum se scoate ăla din colțul balconului și ăla fiind cel mai mare, am înțeles că va fi detronat și aici o să vină unul și mai mare. Deci, acestea fiind spuse, revenim la balconețul nostru, care va veni până aici, Jonuțule, întrucât el va coborâ înălțimea acestui balcon, pentru că nu vreau să mergem cu Bondul pe lângă chestia, mi se pare o prostie. Nu, Bondul o să vină în colț până aici, aici LED-urile exact cu același model ca în pergola aia, tot Bond gri antracit ca să se potrivească cu pergola, exact ca în randări, fraților, și cu siguranță fumurii geamurile de la balustrada de sus, fumurii oglinzile astea, fumurii geamurile de la pergola mică și pe drum avem transformatoarele, am decis să mutăm tabloul de control al motoarelor, țineți minte pentru cei care vă faceți pergole. Am lăsat tablo
tabloul de control al motoarelor, sus în pergolă, în tavanul ei, au coclit transformatoarele. It's not good. O să coborâm totul în interiorul pergolei, pe un perete, da, cu o ușiță frumos, cum se face la un tablou. Îl băgăm frumos la interior, să se păstreze cum trebuie. Bun, după cum vă spuneam, el va coborâ în colț. Nu mă duc cu bonduri până în spate, până în buza balconului. De ce? Pentru că acești palmieri sunt înalți și se duc până spre tavan, iar eu acești palmieri nu-i voi anula de aici, pentru că mi se par genial. Sunt din aia fake, de la Mob Expert, nicio reclamă, plătiți 20 de milioane bucata, să înțelegeți că Jackson Neta. Dar ce au făcut treaba în toți anii ăștia și ăștia care au stat feriți de ploi și alte lucrușoare, chiar încă arată bine și nu sunt strâmbi, nu s-au rupt frunzele, pentru că ăia care sunt în bătaia vântului, nu pot să zic că au rezistat neapărat decent. Bun, se va decapota din nou pergola, aceasta este varianta finală, abia așteptăm să schimbăm și ledulețele, fraților, sunt în rai. Abia aștept să văd ce palmieri cât mai mari și cât mai gigantici, deși nu se poate, că nu suportă termen de comparație gigantic, putem aduce aici la noi la Domnești, pentru că sunt îndrăgostit de ei. Și cu siguranță, mi-am mâncat viața, vom mai aduce încă o tonă jumate de piatră de asta. Nu știu mai ce se întâmplă. E precum șosetele. Piatra e precum șosetele. Zici că dispare, nu știu, zici că pleacă singură, mă. Zici că își face picioare și pleacă piatra asta, mă. Bă, dar frumos e tuns fraiericiul ăsta al meu mic mâncat. Spuneți-mă și voi la comentarii. Mi se pare urât sau frumos? Dar fiți sinceri. Mâncau ar tata, cum ne-a dat Dumnezeu afară, nu era tocmai frumos, dar ne-a dat Dumnezeu o rază de soare ca să înțelegeți cum ni s-au conturat toate visulețele frumoase, fraților. Cum arată extinderea asta de pergolă, mi se pare genială. Și mai mult de atât, să ne spuneți, da, aici avem nevoie de ajutorul vostru, la comentarii, dacă ați mai avut până acum ciuperci de încălzire în pergole. Fie ele din bond, fie din orice material. Eu știu că n-ar trebui să aibă nicio problemă, că știu că de aia se numește ciupercă, că sus teoretic căldura se oprește chiar dacă ea mai încălzește un pic deasupra, un 10-15 cm. N-aș vrea să iau nici cea mai mare ciupercă, dar ca idee aș lua o ciupercă, să o pun aici, să putem să stăm și când este mai friguleț afară. Mi se pare genială pergolița. Până una alta, nu uitați să subscribe, am popa și să aprindeți căsopelul, pentru că în fiecare zi cu sufletul trâmbiță gălăgie și cea mai nebună energie din lumea, noi suntem aici. Înspre vă face zilele mai frumoase și vă așterne. Cați cu zâmbețelul în colțul guriței, dându-vă întotdeauna din ideile noastre nebune în ceea ce ține de construcții. Nu uitați, dați follow pe Instagram Corile Vei, eu sunt Dorian, follow pe Spotify Dorian Popa, like pe cel mai obosit de Facebook și de asemenea nu uitați să aveți o zi, o cafeluță și un început de săptămână mirobolante. Da, să vină pe absurd și pe lambada, da, nimeni nu se mișcă cum se mișcă ea, nimeni nu se mișcă cum se mișcă ea.